Albina românească sau Apis mellifera carpatica trăiește în condiții specifice munților Carpați și de mii de ani își păstrează intact profilul genetic. E o rasă pură, conservată miraculos în timp, la adăpostul pădurilor seculare, neatinse de om. De aceea prezența acestei albine sălbatice este un fapt pe cât de rar, pe atât de remarcabil. Albert Einstein spunea că, fără albine, civilizația umană ar dispărea în foarte scurt timp. Din cauza radiațiilor și a poluării, albina comună a ajuns într-o situație dramatică. Numărul albinelor e într-un continuu declin, iar în Occident a fost deja declarată specie amenințată. În acest context, prezența încă nealterată a rasei pure, Apis mellifera carpatica, pare o minune. În episodul următor, continuăm căutarea albinei sălbatice în Carpații României.